Dragi prieteni, continuăm după acest maraton al strategiei domnului Dorin Arădăvoaie, ce O avem lângă noi pe doamna director Ingrid Distrate. Mă bucur foarte mult, noi de altfel televiziunea exclusiv ne-am obișnuit, suntem ca și acasă, suntem aici în familia Clubului Sportiv Municipal, unde dumneavoastră chiar faceți lucruri deosebite și mă bucur de fiecare dată când ne întâlnim, mai ales că ne spunea domnul Dorin că aveți vești foarte, foarte bune pentru noi. Da, într-adevăr, săptămâna trecută, mai exact vineri, am încheiat săptămâna cu o stare de spirit foarte bună și să vă spun și motivul pentru care am încheiat săptămâna așa. Vineri am primit finanțarea pentru a putea continua lucrarea de construcție a sălii de haltere, deci să sperăm că la finele acestui an vom avea o sală nouă de haltere. Sală în care se vor pregăti sportivii clubului, dar care are în strategie, ca în perspectivă, să avem la Onești și un lot de juniori de haltere, lucru pe care eu mi-l doresc foarte mult, atât eu cât și colegii mei. Și pe această cale, aș vrea să uh, amintesc la gala celor 40 de ani de la existența Clubului Sportiv Municipal Onești, alături de Nadia Comănești, de domnul ministru Bănicioiu la, cel, la acea dată. Eu am promis o sală de haltere, iar domnul primar Neghina a promis un stadion de atletism în momentul în care eu voi reuși să fac o sală nouă în Onești. Deci ar fi trebuit stadionul să fie gata la ora actuală? Nu, nu. După sala de haltere, a spus că dacă eu voi reuși să aduc Atâta. finanțarea unei săli de haltere, acum anunț public că am primit finanțarea acestei săli. Sper să o finalizez până la finalul anului. Așa că sper ca primăria Onești, la anul, să se ocupe de stadionul de atletism care aparține primăriei și pe care aleargă, am observat foarte multă lume din Onești seara. Da, chiar și soția mea, dimineața în schimb, soția mea, ea seara mare alte treburi, fiecare își alege ora de program, știu că venea și a alerga aici acum vreo 2-3 ani și a reușit până la urmă să mai dea jos, să nu prea avea ea de unde, deși e mai e, firavă, dar avea 2-3 kg în plus pe care le-a rezolvat alergând chiar aici pe, pe stadion, pe la dumneavoastră. Da, eu îmi doresc în primul rând acest stadion de atletism, tocmai pentru a putea pregăti sportivii noștri în Onești și nici de cum să-i cantonăm în diferite localități, acolo unde există terenurile de atletism. Așa că, ce să vă zic, eu sper că m-am ținut de cuvânt față de primărie, față de uh, întreaga comunitate, față de uh, salariații clubului. Sper ca și primăria Onești uh, la anul să se țină de cuvânt, să-și țină cuvântul și să renoveze acest stadion de atletism. Da, va trebui un pic să insistați să prindă la bugetă aceste cheltuieli, mai ales că în momentul actual domnul Neghină nu mai este, dar având în vedere că domnul Cristea este chiar din partidul Dânsul, că acum am intrat fără să vrem în politică, va prime strategia, probabil că va continua, noi așa sperăm. și ce este mai important, mai ales că în sport există fair play, poate și în domeniul ăsta la administrație publice să fie implementat sau măcar păstrat la acest nivel. Într-adevăr să știți că fair play-ul la noi încă există și fiindcă tot am intrat în latura asta a performanței și atletismului, Aș vrea să vă spun că în data de 4 octombrie are, are loc Maratonul Mare la București, maraton în cadrul căruia Fundația Olimpică, unde este președintă Marea Campioană Olimpică Andreea Răducan, anul acesta va alerga cu câteva somități ale sportului românesc, deci alături de Alina Dumitru, alături de Monica Roșu, alături de Diana Chelaru, Inclusiv Andreea Răducan, vor alerga cu, tot, cu toatele pentru uh, grupa de copii de la Berzunți, pentru a putea strânge niște fonduri, să le putem uh, amenaja o sală de antrenament cu toate uh, cerințele uh, minimale. Alături de fundație, uh, vor alerga în proporție de 80% salariații. Clubului Sportiv Municipal Onești și câteva personalități din comunitate. Și pe această cale vreau să mulțumesc și vreau să spun că aștept pe toată lumea să alerge pentru acești copii, să se înscrie la maratonul de la București și să fie alături de noi în susținerea performanței și a descoperirii de noi talente. La capitolul personalități pe cine? cui aruncați această provocare? Știți că era la modă acum un an sau ceva în urmă chestia aia cu găleata, cu gheața, acum cu alergarea. Nominalizați pe cine provocați așa. Dați câteva nume să vedem dacă vor răspunde provocării. Pe cine am provocat eu? Da. Pe câteva dintre persoane chiar au răspuns. Și aici mă refer la domnul Gnatiuc care va alerga. Mă refer la domnul Panfir care va alerga. Mă refer la domnul Benea, domnul președinte al Consiliului Județean, care a spus că va alerga. Câțiva din colegii mei de catedră, deci vor alerga inclusiv profesor de limba română, va alerga doamna Olivia Găbureanu, Nora domnului Găbureanu, și, bineînțeles, tot personalul clubului, antrenorii de la toate disciplinele sportive, cu mici excepții plus uh, atleții și vom fi într-un număr de peste 25 de persoane care vom alerga uh, pentru uh, Fundația Olimpică, tocmai pentru a susține acești copii, de fapt, ai noștri, ai Clubului Sportiv Municipal Onești, pentru a putea să le creăm condiții cât mai bune de pregătire la Berzunți. Da. Foarte, foarte interesantă și uh, incitantă această provocare. Uh, Desigur și echipa televiziunii noastre va alerga uh, cu camera în mână, cu microfonul da, după, după uh, toți și sperăm să fie într-adevăr uh, va câștiga până la urmă sănătatea noastră pentru că a face sport înseamnă în primul rând sănătate. Da, într-adevăr această cursă nu este cursa de maraton de 42 de kilometri, este o cursă de cursa populară se numește, este o cursă de 3,6 km. Este o cursă pe care, bineînțeles că cu toții ne-am dorit să o câștigăm, dar nu o vom câștiga având în vedere condiția fizică pe care o, aveți la o avem la momentul acesta, dar faptul că ne-am înscris faptul că vom participa și vom finaliza această cursă, indiferent că mergând sau alergând, zic eu că este un pas în față pentru sănătate, pentru. A construi ceva bun și pentru a face ceva, într-adevăr, cu adevărat, pentru copiii, copiii noștri care vin din urmă. Iată, încă o dată, sportul reușește să ne aducă împreună, Clubul Sportiv Municipal reușește să ne aducă împreună, să ne întâlnim într-o competiție sportivă de această dată Televizură și națională. de anvergură națională, și va fi un moment pe care televiziunea noastră îl va urmări îndeaproape sau foarte, foarte aproape. Vă mulțumim dacă mai aveți ceva de completat pentru astăzi, că noi o să fim permanent aici la Clubul de, Sportiv. De pentru astăzi zic eu că cele două vești sunt suficiente. Vă așteptăm în continuare, fiindcă vor mai fi și alte știri noi, știri bune. Și zic eu că până la finalul anului... Să reușim și anul acesta să ne atingem obiectivele în proporție, zic eu, de 90% față de cum ne-am propus. Într-adevăr, ar trebui să mai menționez un aspect foarte important. Anul acesta, la Campionatele Mondiale de Gimnastică, Silvia Zarzu deja s-a hotărât va face, va, va face parte din echipă, deci vom avea uh, o participantă la Campionatele Mondiale în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Să-i ținem pumnii Silviei, să-i urăm baftă și să sperăm că se vor întoarce fetele de acolo calificate, și de ce nu cu o medalie. Da, vă mulțumim, doamna directoare Ingrid Strate, ca întotdeauna primitoare, o gazdă primitoare, cu noutăți. Întotdeauna am găsit numai lucruri bune aici la dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Vom reveni, vom, suntem cu ochii pe Clubul Sportiv Municipal și, dragi telespectatori, vă vom ține la curent de fiecare dată când avem noutăți. Și eu vă mulțumesc și aș vrea totuși să mai fac o singură mențiune. Această sală de haltere a fost visul meu în ultimii patru ani de zile. La un moment dat am zis că nu se va mai finaliza. Nu pot decât să-i mulțumesc doamnei ministrul Gabriela Sabo pentru faptul că. A înțeles și a, și a dat seama că, într-adevăr, îmi doresc cu, cu ardoare această, această sală, tocmai pentru a putea înființa un lot de junioare la Onești. Și vreau să vă spun că, fără decizia doamnei Gabriela Sabo de a ne finanța în partea a doua anului lucrarea, nu am fi reușit. Da, vă dorim mult succes. Mă bucur să aud aceste lucruri de la dumneavoastră este extraordinar să, să știm că s-a mai împlinit un vis aici la Onești și că clubul sportiv municipal prinde și mai mare contur dacă putem spune așa, dar el deja este un club cu campion mondial, așa cum v-am spus și altădată, cu sportivi foarte buni, cu Antrenori, cu strategi, chiar cu un, o politică de management foarte, foarte bună. Dar înțeles că și decizia doamnei ministru de a finanța pentru finalizarea lucrării a ținut foarte mult și a analizat foarte bine rezultatele clubului. Asta vreau să spun că probabil au fost și niște criterii de performanță. A fost posibile, mai ales în timpurile acestea, dar faptul că noi am intrat în atenția dumnei, că am intrat în strategia de dezvoltare și a uh, uh, întăririi infrastructurii la nivel național, cred eu că este un lucru extraordinar și cred eu că merită într-adevăr să-i mulțumim cu toată, cum să vă zic, cu tot sufletul pentru ceea ce face pentru Onești, pentru ceea ce face pentru sportul oneștean și cred că în aceeași măsură ne recunoaște că suntem acolo undeva și că oneștiu are, are valoare în ceea ce privesc performanțele sportive. Vă mulțumim încă o dată, au fost extrem de utile și aceste precizări. Așteptăm, deci, invitația dumneavoastră, oricând aveți lucruri noi, să fiți împreună cu noi, să le povestim telespectatorilor noștri tot ceea ce se întâmplă și se întâmplă frumos aici la Nu se întâmplă. Sunt certitudini aici la Clubul Sportiv Municipal. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune la revedere și nu uitați, mai faceți și un pic de sport că nu strică niciodată. kið ja av móltsumask